Un gest de toată lauda s-a petrecut în cursul zilei de 9 august, când un bărbat din Roman s-a prezentat la Poliția Județeană pentru a lăsa un portofel găsit într-o benzinărie din Piatra Neamț. La data de 9 august 2019, la Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț s-a prezentat un bărbat de 48 de ani din Roman care a predat un portofel pe care l-a găsit în aceeași zi într-o benzinărie din Piatra Neamț. Bărbatul, dând dovadă de înalt spirit civic, s-a prezentat la sediul poliției, unde a predat portofelul găsit ce conținea 600 de lei și mai multe documente personale. Verificările efectuate cu celeritate de polițiști au stabilit că bunul găsit aparține unui bărbat de 41 de ani, din Alexandru cel Bun, care s-a prezentat la sediul poliției, iar portofelul a fost restituit. Mulțumim cetățenilor care își asumă un rol activ în viața comunității și vin în sprijinul oamenilor legii. Polițiștii mulțumesc Romașcanului pentru cinstea de care a dat dovadă și au înapoiat portofelul păgubașului.